În martie 1961, președintele Kennedy a semnat ordonanța executivă care stabilea constituirea corpului de voluntari, încurajat să contribuie la progresul și dezvoltarea unor regiuni și comunități defavorizate. Primele grupuri au plecat în Ghana și Tanganyika, Tanzania de azi. Voluntarii și-au diversificat misiunile și au inclus după 1990 și Europa răsăritană. În România, operațiunile au început în 1991, în 1995 a fost creată prima tabără de pregătire a tinerelor ca viitori lideri, iar directoarea adjunctă a participat la programe de sănătate publică. Am multe amintiri plăcute din România. Voluntarii din Corpul Păcii au lucrat în România 20 de ani și cred că au avut ce să aniverseze zilele astea. În țara dumneavoastră avem unul dintre cele mai dinamice programe. Mulți dintre cei care se întorc din România continuă să susțină proiecte educaționale de dezvoltare a afacerilor cu parteneri din România, ceea ce contribuie la stabilirea unor relații trainice între oameni din Statele Unite și țara dumneavoastră. Guvernul român a susținut activitățile noastre și noi, la rândul nostru, am primit sprijinul guvernului american, al ambasadei noastre, al Agenției de Asistență pentru România. A fost un program foarte important pentru noi. La marcarea jubileului, președintele Barack Obama și secretarul de stat Hillary Clinton au apreciat contribuția celor din Corpul Păcii la educarea unor profesioniști în toată lumea, ceea ce i-a consacrat ca promotori ai valorilor voluntariatului și ai tradițiilor americane. Din Washington, Nicolae Melinescu.